Hai, salut, eu sunt Racu și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale cu un video foarte, foarte special, așa cum vedeți și din titlu și probabil și din thumbnail, nu știu încă pentru că n-am făcut thumbnail încă. Cumpărăm fucking Mega Knight pentru că ne-a picat în shop și am banii de care am nevoie ca să pot să-l cumpăr. Din păcate am nevoie de bani și pentru Zep ca să fac, să-i fac upgrade la 12. Și nu știu, am vorbit și cu cei din clan și au zis, nu știu, părerile au fost destul de împărțite. Unii zic că, bă, mai bine păstrez pentru Zep pentru că e destul de OP să ai Zep-ul la 12. Alții au zis, bă, cumpără-l, că nu știi când îți mai pică în shop și nu știi când o să-ți pice dintr-un chest, așa că cumpără-l. Și ce vom face? Îl vom cumpăra, mai avem doar 4 minute și 11 secunde la dispoziție, pentru că după aia o să se schimbe cărțile și o să vă arăt și ce e în shop cu ocazia asta, pentru că mulți aveți boală cu shop-ul ăla, nu știu, vreți să vedeți mereu ce pică în shop. Și avem toate cărțile, oficial avem toate cărțile din nou. Pentru că după ce am făcut Mega Knight-ul, bineînțeles, îmi lipsea o carte care era Mega Knight-ul. Mă, nu știu acum, cred că o să fiu un țăran. Știți ce mă ofțică pe mine cel mai mult? Nu am jucat niciodată cu Mega Knight-ul, de fapt, ba nu mint, am jucat o singură dată pe contul altcuiva. Dar eu n-am jucat personal niciodată cu el, n-am jucat nici la challenge-ul ăla cu Mega Knight, care a fost nici măcar entry free. De fapt, free entry. Și nici la draft challenge-ul ăla cu Mega Knight n-am jucat, pentru că n-am avut timp. Când a fost challenge-ul cu Mega Knight am fost la Călăraș, iar când a fost double-ul ăla am zis că o să fac un live și am adormit și nu m-am mai jucat la urmă și a doua zi, mă rog. Hai să deschidem toate chesturile astea, să vedem ce e în ele. De fapt ar fi trebuit să încep cu free chesturile. Ok, bănuți pe Caminions. Mă, și nu știu în ce deck să-l pun. Cred că o să mă uit la jucătorii de top. Cred că toți jucătorii de top au Mega Knight, pentru că e destul de OP. De fapt, nu e tocmai OP, e doar bun, pur și simplu. Pentru 7 elixir face și ar trebui să facă o carte de 7 elixir. Ok, hai să vedem players global, hai să-l vedem pe primul. Dacă are, ok, n-are Mega Knight în deck, al doilea. Nu, nici al doilea n-are, al treilea. Trebuie să fie cineva cu Mega Knight în deck. Ok, Mega Knight, Electro Wizard. Mamă, nu-mi place Inferno Dragon. Mamă, ce deck scump are. Voi vedeți ce deck scump are? Nu pot să folosesc 3 muschetiers că nu le-am de un level decent. Și oricum e prea ciudat deck-ul ăla, e prea scump. 5.1, holy shit, și e pe locul 3 tipul ăsta. Mus. Dacă nu găsesc pe cineva cu... Ok, nu găsesc pe nimeni. Hai să facem noi un deck. Hai să-l facem la... Nu chiar la mișto. Ok, hai să păstrăm. Deci o să pun Nightwitch. O să-i păstrez pe ăștia 3. O să pun Pompa. O să pun Mega Knight-ul, care e aici. O să pun, ce o să mai pun? Cred că o să pun Gigantul. Văzusem deck-ul ăsta la cineva, nu mai știu la cine, și părea destul de interesant. Mi se pare că aveam și un spell, nu mai știu ce spell trebuia să am. Probabil Fireball sau chiar nu știu, Rocket? Parcă avea Rocket deck-ul ăla, nu, chiar nu mai știu exact. Și Zap sau... Goblin Gang. Bine, Goblin Gang-ul e la level prea mic, deci oricum nu pot să-l folosesc. Deci, na. Hai să mai luăm ceva, dar nu știu exact ce. Și putea să iau Lumberjack. Da, hai să iau Lumberjack. Hai să iau Lumberjack. Și n-am... Bă, stai-mă puțin, că n-am niciun spell. Adică am... hai să păstrez Zep-ul. Mai bine păstrez Zep-ul. Cel mai bine. Hai să vedem. E un deck de 4.6, jucăm direct la ranked, pentru că de ce nu? Și hai să vedem cum merge cu deck-ul ăsta. Ok, mi-a venit pompa din prima. Fuck. Zi-mi te rog că... Oh, fuck, nu cred că s-a întâmplat asta. Ok, să punem și... De fapt nu trebuia... Na, asta se întâmplă când joc cu cărți pe care nu le cunosc. Punem oare schelet? Ah, fuck. Ok, e timpul pentru Mega Knight. Spang. Ok. Nice, bă, e puțin cam OP, nu știu ce să zic. Holy shit, ok, hai să vedem. Face charge-ul lui. Hai. Nice, bun. Hai că am prins o lovitură acolo. Nu vreau să mai iau. Ah, fuck, tot îmi iau damage. Pă bune, nu e de ajuns o rachetă ca să scoată un hog. Ah, mă, serios. Ah, fucking hell. Bine, nu cunosc cărțile astea, ok. Să nu vă luați de mine. Ok, o să punem direct Elixir Collector. Mă, încă nu e nimic pierdut. Eu tot damage-ul ăla l-am dat numai cu... Ok, am înțeles. Fuck. Și pang odată și cred că mai dăm un cu un zap ca să ne rămână... Fuck! Uite cât damage o să dea gunoiul ăla de Royal Giant.
Hai să punem Nightwitch. Cred că Nightwitch-ul e singura care ne poate ajuta cât de cât. Da, e un deck destul de greu și destul de scump. Cam asta e problema cu el. Hai să încercăm să jucăm puțin mai pasiv. Cred că ar fi, cam așa ar trebui să jucăm, de fapt. Puțin mai pasiv cu deck-ul ăsta. Hai să punem așa, așa. Chiar dacă nu e tocmai cea mai bună idee cu pompa aia, tot e ok. Tot mi-a luat o lovitură. Fuck that shit, dude. Oare are sens? Clar are sens. Ok. Bine. Hai să punem un giant aici, să tancheze puțin pentru aia. Bă, e mișto deck-ul, chiar e foarte mișto deck-ul și aș vrea să-l mai încerc o dată după meciul ăsta. Indiferent de rezultat, pentru că e tare pur și simplu deck-ul, chiar dacă nu l-am jucat eu cum trebuie. Deck-ul mi se pare destul de tare. Spang. Ok, spang și încă o dată spang și aia e. Facem o dată așa și încă o dată așa. Și, de fapt nu trebuia, de ce am dat zep-ul, frate? Chiar nu trebuia să dau zep-ul ăla. Ok, bun, meciul următor îl jucăm mult mai pasiv. El are Royal Giant, frate. Ok, GG, o să jucăm. Deci, meciul următor îl jucăm super, super pasiv, frate. Trebuie doar să ținem pompa în viață. După care o să facem un push gigantic cu, nu știu, cu Giant, cu... Nu știu, o să facem un push. O să facem pur și simplu un push gigantic la un moment dat. Ok, battle, deci tot cu ăsta. A, și s-a updatat și shop-ul. O să vă arăt imediat și ce e în shop. Bun, n-am pompa. Din păcate. Racheta n-am folosit-o deloc cum trebuie meciul trecut, deci să am puțin mai multă grijă de data asta. Hai să vedem ce pune, poate începe el cu ceva. Na, bine. Ok, hai să punem Nightwitch, că văd că el nu face nimic. Oh, shit. Să zicem că e... S-a întâmplat ceva acolo. Ok, și-a folosit și Goblin Gang-ul, ceea ce înseamnă că nu mai are ce să-mi facă pentru pompă, cred. Deși trebuia să o pun în partea cealaltă, știu chestia asta. Hai, pe dash-ul ăla. Nice. Știam că o să vină pe pompă, dar n-am ce să-i fac. Chiar nu am ce să-i fac. Efectiv. O să-mi iau ceva damage pe... De fapt, nu damage pe pompă. O să-mi scoată pompa. Fuck. Am pierdut puțin elixir acolo, dar nu foarte mult. Ok, și acum cred că putem să punem... Să începem cu un push din spate. Ok. O să punem, nu o să punem nimic pentru ăia. Ok. Să punem oare un Nightwitch? Nici nu știu ce să zic. Ok, și după aia punem măcar o să sară și o să dea. Nu? Nu o să sară. Fuck, de ce nu sare? Trebuia să sară acolo. Adică mi-ar fi prins bine să sară, nu trebuia. Ok, Lilia acolo își face treaba acolo, de unul singur. Ah, fuck, dude. Stop it. Hai că măcar îl resetează Electro Wizard-ul, asta îmi place. Ce perfect am pus bandita. Pam, ok, tot îmi iau ceva damage, dar nu foarte mult. Ok, și pompa o să pun pe partea dreaptă de data asta. Pe partea dreaptă și o să încerc să opresc minerul când o să-l pun pe pompă. O să-l opresc cu Nightwitch sau cu Giant, nu știu exact. Oh, fuck. Da, o să-l opresc cu Nightwitch sau Giant. Fuck. Mișto Goblin Barrel, ce pot să zic. Ok, bun. Hai să punem Mega Knight. O să punem Mega Knight în spate. Electro Wizard, de ce nu? Ok, și punem și Nightwitch. Ho, ho, ho. Nice acolo. Bun, de fapt nu e, adică e binișor. E okiuț. Ok. Bun. Hai că avem Nightwitch-urile alea care rup. O să punem și un... fuck, haide. Așa, nu e bine. Ah, fuck, nu e bine. Hai Mega Knight. Hai Mega Knight. Fuck. Bă, vreau tot cu deck-ul ăsta. Fuck that shit, e bun deck-ul. Chiar e bun deck-ul. Trebuie înlocuit ceva, dar nu-mi dau seama ce nu mă ajută pe mine aici.
Oh, fuck, am și scăzut în arenă. Măcar am draft chest-ul, deci nu contează, dar totuși. Na, trebuie să găsesc un deck. Gigantul nu mă ajută mai deloc, frate, aici, așa că mai bine pun, nu știu, Ice Golem, să zicem. Ca să tancheze pentru ăștia. Și hai să dăm un battle. Hai să vedem cu Ice Golem cum merge. Sper să meargă un pic mai bine. Îmi place deck-ul, pur și simplu. Îmi place, mi se pare interesant. Poate ar trebui să scot pompa acum că am... Nu, nu cred. Cred că e ok așa. Hai să vedem. Ok. Ice Golem. Cred că o să pun și un Night Witch. Ok. O să dau un rocket acolo. Oh, la fix rocketul. Spunk. Se putea și mai bine. Să spunem că se putea și mai bine. Hai mă. Așa, bun. Și cred că o să prind un dash pe turn. Da, nice. Și am scăpat și de bets. Ok, bun. Acum pot să joc... Pot să-mi joc într-un final colectorul. Nu știu dacă e bine chiar acum. Ok, hai să am niște... Ok, să am pentru Ice Golem. În caz că, nu știu, în caz că îmi facem un rush cu Elite Barbarians sau ceva de genul ăsta. Să am cu ce să-i răspund. Ok, bun. Și acum pompăm încet, încet. Văd că tipul n-are niciun spell. Sau nu știu, nu l-a folosit încă. Niciun spell cu care să-mi scoată pompa la modul ăsta. Ok, să dăm aici un rocket. Oh, fuck. Lilie ce ar trebui să mă ajute la un moment dat. Hai cu Lilie, ci bun. Și cred că punem și bani. De fapt trebuia să pun bandita mai devreme, dar nu mi-am dat seama. Și mai punem încă un Ice Golem, să fie 2 Ice Golem. Să vedem. Hai să vedem. Bandita nu o să facă deșul cum trebuie, normal. Măi, și totuși el nu are niciun spell. De fapt și de drept. Holy shit. Hai că e ok cu bets aia, nu o să dea damage mai deloc. Ok, și punem exact aici așa, Electrowiz, nice. Bun. A fost un... am uitat să dezactivez loot-urile pentru video. Spunk, aia e. Nu e aia, nu e bine. Nu-i bine, fuck! Mă, serios, pierd și match-ul ăsta? Nu, vreau să mai pierd. Haide, că e timpul. E timpul, ăsta e push-ul. Ăsta e push-ul secolelor. Nu mai e. S-a dus push-ul secolelor. Bets, hai că se poate. Mai punem încă un Electrowiz. Bă, trebuie să-l pushez, trebuie să-l spamez efectiv, că eu încă mai pompez, nu prea mult, dar pompez ceva acolo. Oh, fuck, dude. Bă, n-am câștigat niciun match de când am... fuck. Bă, știți ceva? Două secunde. Uite, am găsit un deck interesant. Seamănă cu ce am eu momentan, doar că... De fapt, are Bandit, ok. Ice Spirit, nu îl are și îl pun în loc de ce? Electrowiz este. Îl pun în loc de... de Night Witch. Pompa, ok, P.E.K.K.A. în loc de Golem. De fapt, ai Minions în loc de Rachetă. Și P.E.K.K.A. mare. P.E.K.K.A. mare în loc de ăsta. Și Bandita este. Na, ăsta e deck-ul. Ăsta e deck-ul. 4.1. Tot ok? Da, tot ok. Ăsta e un deck de pe deckshop.pro. Cei care mă întrebați de unde luați deck-uri bune și cei care mă puneți să vă fac deck-uri pentru nu știu ce arenă. Eu mi-iau deck-urile de pe deckshop.pro. Bine, deck-ul meu main e făcut de mine, pur și simplu. Am testat și am zis, bă, trebuie să fie ceva care să... Cum să zic eu, să-mi placă. Ceva care să, nu știu, să meargă cu strategia mea, cu stilul meu de joc, cu astea, știți voi. Hai pune Minions Horde. Dacă pune Minions Horde ar fi super. Oh, fuck. Fuck this shit, dude. Come on. Hai că dau destul de bine damage acolo. Mega Knight o să le facă praf când o să se apropie mai tare. Momentan am alte probleme pe cap. Come on. Stop them. Oh, ok. Hai că nu a fost super, super rău.
Ba, a fost super rău, am pierdut turnul. Bine, și el mi-a... Adică, nici el n-are prea multă viață pe turnul din stânga, dar eu n-am spell, frate, acum văd. Am doar zep-ul. Bine, Mega Knight-ul e în sine un spell, de fapt și de drept, dar nu. Ok, hai să punem aici Elixir Collector. Nu e singurul care poate să pompeze. Dar el are pompă de nouă, că man, nici măcar nu avea sens să dau spell-uri pe ăsta lui. Primul Schietiers acolo. Hai să punem Minions aici. Și poate și un P.E.K.K.A. pe undeva pe aici. Și hai să vină Mega Knight-ul mai repede. Please, 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 I need, I fucking need it. Spunk, ok. Ai spiritul ăla, m-a... Ok, mi-a ținut mult în loc Mega Knight-ul. Ok, bine. Și hai să facem așa, bam, bam, și pregătim și un zap. Doar ca să-i scot turnul. Ăsta ar trebui să fie un push care să-i scoată turnul, da? Am avut dreptate. Fuck. Ok, hai că e bine. M-a apărat destul de bine de alea Trimusketeer. De obicei când ți le pune așa în bază e de rău. E de foarte rău. Ok, hai că pompez. Momentan pompez mai bine ca el. Ceea ce e super ok. Fuck that shit. Super. Dăm un zap aici. Mai sunt 29 de secunde, încă nu e nimic pierdut. Încă nu e nimic pierdut. Hai să punem Mega Knight aici. Și o să punem și... Ah, fuck. Hai mă. Am pierdut și ăsta, bă. Mega Knight-ul nu e ce mă așteptam să fie, ok? Nu e deloc ce mă așteptam să fie. Mă așteptam să fie super OP, pentru că toată lumea zicea că e super OP. Și într-adevăr, mă, e bun. Bine, până învăț eu să-l joc. Ideea e că n-am câștigat niciun match până acum. Mai avem timp de încă un match? Nu mai avem timp. Da, ăsta e Mega Knight-ul. O să mă mai joc eu puțin cu el. Bine, să sperăm că n-ajung în Arena 3 până atunci. Dar o să mai joc eu cu el și o să găsesc un deck sau ceva. Uitați, astea sunt cărțile care mi-au picat la shop. Pentru că sunteți foarte entuziasmați când mi se schimbă cărțile în shop. So, na. Vedeți ce am pe ziua de astăzi. Și da, o să mai găsesc. O să caut ceva deck-uri bune. Uite, mai sunt câteva deck-uri aici. Nu știu de ce toată lumea folosește bats. Toată lumea în deck-urile lor cu Mega Knight folosește bats. Și îmi place ce scrie pe site. Zice, unlocking the challenge during the weekend. Get him before they fix it. Gen... Până și deckshop.pro zice că cartea asta e broken. Mie nu mi se pare chiar așa de broken, sincer să fiu. Mi se pare o carte ok, nu știu, mai rămâne de văzut. Momentan mi se pare că îmi dă counter destul de ușor la el sau poate, nu știu, eu să-l folosesc cum trebuie ca să-l fac să fie OP. Dar mă rog, cam asta a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât de zis, eu am fost Racu și până data viitoare. Peace!